și 9 minute. Sper că aveți locuri bune, în primul rând, eventual, astăzi pentru culinaria. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Mai adevărat ca niciodată. Brânza bună este ingredientul de bază pentru rețeta de astăzi, mascarpone. Dacă nu pui în burduf de câini. Corect. Mascarpone Delaco. Ce este mascarponele? Mascarponele e o smântână. Are nume de mafiot. O mascarpone. De o smântână extrem de grasă, are ceva peste 80% grăsime. Așa trebuie să fie, ca să fie ce trebuie. Și dulcișoară un pic. Da. Și astăzi o vom folosi, cum spuneam, pentru tiramisu. Acum, eu sunt un mare fan al acestui desert. Mie îmi plac în general deserturile, dar tiramisu e unul dintre preferatele mele. Asta deși e un desert destul de ușor, adică nu e atât de dulce și consistent cum sunt altele. Practic, serios, adică o să vezi că eu pun destul de puțin zahăr. Da. Eu am slăbit cu tiramisu. De slăbit nu poți să slăbești cu el, dar... Să slăbești cu poze de tiramisu. E o mare plăcere. Așa, și cum spuneam, mie îmi place rețeta clasică italiană de mascarpone, care, ca mai toate rețetele din această parte a lumii, este simplă și cu ingrediente de calitate. Mie nu-mi plac funfleurile cu, știi, ca la spaghetti carbonara. Oamenii au început să pună la tiramisu diverse floricele. Frișcă. Nu. Fructe de pădure. Nu. Se poate. Chiar nu. Și italienii mai fac toate altceva. Dar nu, trebuie să fie mascarpone, ouă, pișcoturi savoiardi, cafea și zahăr. Pișcoturile alea limbă de pisică? Nu. Pișcoturi savoiardi sunt alea italienești uscate. Uscate. De șampanie. Da? De șampanie. Da. Bun. Dacă nu vă iese tiramisu, luați o sticlă de prosecco. E o variantă. Așa. Și rețeta e atât de simplă. Da. Prima oară faci cafea, 300 de mililitri, de preferat espresso. Dar nu merge și cu Nes? Ca să fie mai concentrat, nu merge cu Nes. Nu merge. Trebuie să fie cafea, cafea de bună calitate. E foarte important să ai ingrediente de bună calitate. 300 de mililitri de espresso? În rețetele italienești. 300 de mililitri de espresso. Faci espresso... Espresso are cât are? Până 20 de mililitri. Da. Exact. Deci 150 de espresso mai târziu, exact. E foarte simplu. Durează un pic mai mult rețeta asta, dar nu-i problemă. Ce ai nevoie de doar 120 de grame de zahăr. Vezi că la noi la prăjituri se pun kilograme. Da. 120 de grame de zahăr, 5 ouă. Da. Și o cutie de asta mare de 500 de grame de mascarpone de Delaco. Dacă vrei să fii peste, pui una mare și una de aia mică de 250. Cu 750 de grame de mascarpone iese mai cremoasă rețeta. Dar poate fi suficient și cu 500, mai ales dacă aveți și probleme cu greutatea. N-are cum. Și un pachet mare de pișcoturi poate să fie cât mai mare, că dacă rămân, nu e nicio problemă. Ai făcut 300 de mililitri de cafea. Aici cu cafeaua există paranteza că dacă sunt numai adulți în combinație, poți să pui și alcool. Că e niște rom, dar nu esență de rom. Rom, băutura alcoolică, sau whisky, vreo 30 de mililitri, sau poți să pui și mai mult dacă vrei să te și împezi din tiramisu, e problema ta, dar eu zic că cel mai corect e să nu punem alcool la nu tiramisu. Nu punem alcool la tiramisu deloc. Da? Și pe urmă, separ cele 5 ouă albușuri gălbenușuri, împarți cantitatea de zahăr. Da. Și bați albușurile spumă de aia tare cu zahăr. Da, mare atenție să nu vă scape vreo un fir de gălbenuș, că se taie spuma aia, nu vă iese, ai complicația pentru cei care nu sunteți obișnuiți cu deserturile. Să știi că au început să primesc deja fotografii cu tiramisu făcut de prieteni. Da, 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 am și eu. Uite, ăsta e cu zmeură deasupra. Și într-un bol și mai mare se bat cele 5 gălbenușuri cu cealaltă jumătate din zahăr, da? După ce obții o cremă din toată afacerea asta, pui mascarpone. Da. Și îl bați bine de tot cu mixerul, cu gălbenușurile și cu zahărul. Iar apoi incorporezi spuma din celălalt vas peste cremă, cu lingura, nu cu mixerul. Ușor ca să, să nu se taie, să nu se sperie, ușor, să nu fugă. Ușor, 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 până incorporezi să bine de tot. Este o treabă mai pufoasă, așa și mai mare. Exact. Ca o cremă foarte pufoasă. Exact. Da? Și aici ai terminat, practic. Mai departe, ține de măiestrie.
de cum aranjezi toată afacerea. Poți să o faci fie într-un vas de sticlă sau o tavă, dar trebuie să fie înaltă de 4-5 cm. Sau poți să faci direct porționat în vase mai mici ca să nu te ceri cu lumea. Știi ce zic? Fiecare cu vasul lui. Uh-huh. Și pui puțină cremă pe fundul vasului. Pe urmă iei pișcoturile, le treci prin cafea, dar nu le lași să se moaie, să se facă chisăliță, că ele sunt foarte fine. Doar le treci prin cafea. Și pui unul câte unul, unul câte unul, până faci un pat de pișcoturi, pe care îl acoperi generos cu cremă. Iar un rând de pișcoturi, iar un rând generos de cremă. Și ai dat la frigider peste noapte cel mai bine, măcar 4-5 ore, ca să se închege bine toată afacerea. Și la sfârșit pudrezi o lingură de cacao cu ajutorul unei stricurături de alea fine. Da, o sită. Ta, 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 ta. O sită, da. Cacao. Și cacao trebuie să fie bună. Să nu fie dulce, să fie cacao adevărat. Da? Și asta e piesa. Și înțeles. Poți să-l mănânci simplu sau poți să-l mănânci eventual cu o cupă de înghețată. Atât. Nu cu frișcă, nu cu fructe de pădure, nu merge cu pere, cu nu cu mere, nu cu portocale, no. Nu cu felii de banană, nu cu caramel pe deasupra, mici. Nu cu topping de căpșuni. E o rețetă atât de simplă, bă, alungit-o atât de mult. Ce pot să vă spun? Până dimineață poate să vorbesc. În premiera n-am mai spus nimănui până acum. Secretul meu. Da. Ia. În crema aia mascarpone, așa. Deci nu în cafea. Nu. Eu pun 30 de mililitri de lichior de ciocolată gianduia. Mai... Lichior de ciocolată. Dar ce este gianduia? Asta e o chestie siciliană? E o chestie, o fiță. Nu, așa e marca? Nu, așa se cheia, e o pralină, o, nu știu cum să-ți explic. Tipul exact. De ciocolată, nu? Da, un tip de... Știi că se fac și praline gianduia, nu știu exact. N-am mâncat în viața mea, nu știu ce e asta. Nu te pricep la dulciuri. Nu. Dacă găsiți acest lichior, pui 20-30 de mililitri în cremă, nu-i schimbă un pic, o închide la culoare crema, da? Că ea e cafenie, nu, adică nu e ciocolată neagră, da? Uh-huh. Auzi, și lichiorul ăsta dă exact un... Sare pinch. Pui? Nu, uh-huh. Deloc. Poate piper. Nu, mă, poți să pui sare ca să iasă ciocolată, caramel cu gust sărat. Vreau doar să vă anunț că emisiunea e și despre altceva, nu doar și despre mâncare. Și doar o pui în crema acolo. Și... Ce mai avem? Mai scoate. Mai avem, mai avem. Și la final, tradiționalul... Poftă bună, cafeluță! Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust!